Lipsa locurilor de muncă și problemele cotidiene îi trimit pe locuitorii din Valea Jiului la biroul Consiliului Județean Hunedoara, care are sediu la Petroșani. După ce anul trecut a fost inaugurat un sediu al Consiliului Județean și la Petroșani, oamenii stau la rând în fiecare zi pentru a discuta cu responsabilii instituției județene. Oamenii au fel și fel de probleme, însă puține dintre acestea își găsesc rezolvare. Le vin cu probleme care aparțin prea puțin de Consiliul Județean. Sunt probleme de multe ori legate de activitatea primăriilor și cei mai mulți vin pentru locuri de muncă. Ori noi greu găsim sau greu putem rezolva asemenea probleme, fiindcă nu avem unde. Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara spun că de cele mai multe ori oamenii nu vor să lucreze, asta deși li se oferă șansa. Nu știu cât e de reală și cât e de mare această problemă, fiindcă eu vă spun din experiența mea proprie. Eu am o afacere lângă Simeria, am niște sere de roșii și credeți-mă că nu găsesc oameni care să lucreze. Du de prin Călan, du de prin Deva. Și mereu caut și cei pe care îi găsesc vin și nu lucrează și închipui că sunt ca și la stat sau ca și înainte când simt prezența la serviciu ca să iei bani. Ori când văd că e de lucru, nu lucrează, se dau afară. Piața muncii din Valea Jiului oferă puține alternative. Majoritatea locuitorilor sunt încadrați la unitățile miniere, iar ceilalți își duc traiul cum pot. Mulți dintre cei din zonă au plecat peste hotare pentru a-și asigura un trai decent, trai pe care țara natală nu îl poate oferi. Conducătorii clubului sportiv școlar din Petroșani au trecut, în ultimii ani, de mai multe ori de la optimism la pesimism. În prezent, se află în faza de pesimism, după ce, din nou, fondurile promise pentru repararea sălii de sport nu au mai apărut, deși promisiuni în acest sens existau. În acest timp, clădirea în care își derulează antrenamentele echipa de handbal feminin se deteriorează pe zi ce trece. Sala sporturilor din Petroșani a fost dată în folosință în anul 1986 și de atunci nu a fost supusă unor lucrări de modernizare, în afara unor mici peticeli. Pentru reamenajarea acesteia ar fi nevoie de câteva miliarde de lei vechi, fiind necesară realizarea unui nou acoperiș, modernizarea tribunei și a terenului de joc sau înființarea unui sistem de încălzire. Începând de astăzi, toți elevii au intrat oficial în vacanța de vară. La Lupeni, la școala generală numărul 1, structura a liceului teoretic Mircea Eliade, această zi a fost una deosebită. Cu mic, cu mare, cu părinți, cu bunici, școlarii s-au întâlnit în curtea instituției de învățământ cu dascălilor pentru a li se înmâna diplomele. Un număr de 11 elevi au participat la concursul Comper Matematică și Comper Comunicare și au ajuns 3 dintre ei la faza națională, unde au primit premiul întâi, Topor Denis și cei căra Luca. Vă rog să-i aplaudați. Denis, poftim, 100 de puncte. Și cei căra Luca, felicitări. Și premiul 2, Hiriș Francesca Camelia. Și Hiriș Francesca Camelia. Evenimentul a fost unul deosebit care a avut menirea să-i atragă pe elevi la școală în ultima zi a acestui an de învățământ. Ne străduim într-adevăr să atragem elevii prin festivități de absolvire mai deosebite și așa cum acum o săptămână am organizat prima festivitate de absolvire pentru clasa 8, astăzi ne-am străduit pentru elevii claselor 1-7 să organizăm o festivitate puțin mai deosebită, având invitați pe domnul primar, domnul consilier. Din păcate, ceilalți invitați n-au ajuns din cauza lipsei timp și a faptului că mai la toate unitățile școlare astăzi închiderea festivă a fost la ora 10, dar noi spunem că a ieșit un eveniment frumos, suntem mândri de rezultatele elevilor noștri și sperăm să fie din ce în ce mai bine. La evenimentul de astăzi a luat parte și primarul municipiului Lupeni, Cornel Răsmeriță, care a fost alături de cei prezenți până la finalul festivității de premiere. Aș vrea să vă mulțumesc, copii, pentru că ați avut un an, după cum i-a spus doamna director, foarte bun. Sperăm că anul viitor să încercați să fie mult mai bun. Să mulțumesc părinților pentru că au reușit zi de zi să vă trimită la școală.
Sperăm să terminați toți clasa a 8-a fără să avem probleme de intrare la liceu, fiindcă este o etapă foarte importantă din viața dumneavoastră. Țin să mulțumesc părinților dumneavoastră pentru tot ce face pentru dumneavoastră și nu în ultimul rând, bineînțeles, cadrelor didactice care au fost și sunt aproape de dumneavoastră, creind persoane sau copii foarte valoroși cum sunteți dumneavoastră. Elevii vor începe noul an școlar în septembrie, mai exact în data de 16 septembrie. Ziua de 21 iunie a fost ultima zi de școală pentru cei mai mulți elevi români. După cei din clasele a 12-a, a 13-a și a 8-a, care au intrat ceva mai devreme în vacanță pentru a susține examenele de final de ciclu, a venit și rândul celorlalți elevi să încheie cursurile. În Valea Jiului astăzi a fost o zi plină de sărbări dedicate finalului de an școlar. În viața colectivului nostru de elevi de la clasa 4-a B, Școala Generală Ighetuca din Petroșani, sărbătorim un moment deosebit de important și anume încheierea unui ciclu de școală, primii 4 ani din viața de școlar, moment pe care copiii noștri îl vor ține minte întreaga viață. Am hotărât să sărbăm acest moment printr-un program artistic intitulat Pe aripile copilăriei zburăm spre viitor, la care am invitat pe lângă părinții care sunt nelipsiți la aceste acțiuni și care ne sprijină cu tot dragul, am dorit să fie alături de noi doamnele educatoare ale copiilor noștri ca să observe și dumnealor schimbarea pe care au suportat-o copilașii timp de 4 ani. Cu drag le-am așteptat, le-am invitat și ele sunt prezente aici. Avem bunici, frățiori mai mici, cu toții suntem alături de copilași care doresc să și-a rămas bun de la școală, de la primii 4 ani de școală, prin acest program artistic. Vacanța de vară se va întinde în perioada 22 iunie, 8 septembrie. Săptămâna viitoare este programată a se derula o nouă întâlnire care va avea ca temă aprovizionarea cu apă potabilă a cabanelor din masivul Parâng. La întâlnire vor participa reprezentanții regiei de apă, cei ai cabanierilor, ai autorităților locale și ai școlii sportive. Aceștia din urmă au fost acuzați de-a lungul ultimelor luni că le-au furnizat unora dintre cabanieri apă necontorizată. Directorul școlii sportive, care are în subordine și cabana UNEFS din Parâng, susține că problema a fost remediată, deși țeava de pe care au fost debranșați era contorizată. Potrivit celor precizate de către Zoltan Tot, cei care au pornit scandalul apei potabile din masivul Parâng au fost chiar cei care consumau apă fără să o plătească. O decizie definitivă urmează a fi adoptată în urma întâlnirii programate în data de 27 iunie. Luni, în Straja, va fi o zi de mare sărbătoare. După cum se obișnuiește an de an, în stațiunea montană va avea loc parada costumelor populare, dar și un alt eveniment îndrăgit de către participanți. Luni va fi Nedea Sânzienelor în Straja. În fiecare an, în luna iunie, în 24 iunie, s-a ținut, cel puțin în ultimii 13 ani de zile, s-a ținut Nedea Sânzienelor. La fel se va ține și anul respectiv. Nedea Sânzienelor, care, după cum bine se știe, este ținută de Societatea Sece Comexim împreună cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lupeni. Sperăm ca și anul acesta să fie bună. Aici vor defila mai mulți călăreți care se vor întrece în cadrul unui concurs, iar turiștii prezenți luni în Straja vor putea urmări și mai multe recitaluri de muzică populară. Vom vedea din nou acel concurs de cai care a fost în fiecare an. Va fi un spectacol de muzică populară cu o formație de muzică populară, vreo 2-3 cântăreți de-ai locului, unul adus din altă parte. Stațiunea Straja a devenit cunoscută mai ales printre pasionații sporturilor de iarnă, dar în iunie este locul unde, la data de 24 iunie, se organizează Nedeea Sânzienelor, sărbătoare care are o tradiție de peste 540 de ani. Această sărbătoare este legată de cultul recoltei, al vegetației și al fecundității și păstrează în ea un amestec de creștinism, păgânism și vrăjitorie. Vineri, 28 iunie, în județul Hunedoara va fi organizată o nouă bursă a locurilor de muncă. Acțiunea se va derula la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Deva, Hunedoara, Simeria, Orăștie, Călan, Hațeg, Brad, Petroșani, Vulcan și Lupeni.
Agenții economici interesați de participarea la bursă pot depune oferte de locuri de muncă până în data de 28 iunie la respectivele agenții. În prezent, în județul Hunedoara, rata șomajului este de 5,96%. Numărul șomerilor este de aproape 11.000, dintre care circa 6.000 sunt indemnizați. Cei mai mulți dintre aceștia sunt în Deva, 1.510 și Hunedoara, 1.426. În Valea Jiului, numărul șomerilor este de 1.262 în Petroșani, 682 în Vulcan și 643 în Lupeni.